Și bine v-am regăsit la un nou video din 2023 deja. Deci cu ocazia asta vreau să vă urez un mare la mulți ani. Sper că ați avut niște sărbători fericite, că v-ați distrat de Revelion, de Crăciun și că a fost totul bine. Ați văzut din titlul despre ce o să fie vorba în acest video, da, împlinesc 5 ani de YouTube, astăzi 24 februarie 2023, dar înainte să trecem la videoclip, vreau să vă urez la mulți ani. Mă bucur că am revenit și în acest an. Oricum, pare rău că n-am postat până acum, însă de acum o să încep. Nu știu exact cum o să fie programul, pentru că na, și cu școala și cu astea, dar la un timp sau așa o să încerc să mai postez și câte un video pentru voi, un daily vlog, un behind the scenes are photoshoot și chestii. Sper că totuși mă vedeți bine pentru că filmez cu camera care am filmat și vlogmasurile. V-am zis că pe asta o să o folosesc pentru filmare. Și mă bucur că am lumină pentru că afară e atât de bine. Mă rog, cam bate vântul, dar e soare, vedeți că lumina este foarte bună și sper că mă văd foarte bine. Mă uit un ecran pentru că am ecranul și mă văd. Deci da, 5 ani de YouTube. Nici nu-mi vine să cred. Deci nu știu unde a trecut timpul, că parcă acum începusem și mă chinuiam la editare și la toate cele. Filmam cu iPhone-ul meu 5S, pe care îl aveam în vremea respectivă. Acum filmez, nu, cu alte chestii, am evoluat mult de atunci și, na, oarecum m-am schimbat destul de mult din 2018, când am început eu, acum 5 ani de zile. Mă bucur totuși că am rămas aici și pentru că și voi, pentru că am crescut în abonați și chiar de la ultimul video, mă rog, am postat eu un short în 25 decembrie, dar ultimul video a fost Vlogmas 24 și nu mai țin minte în care, dar făcusem 600 de abonați și era mega fericit. Acum am undeva la 611 la momentul la care filmez eu acest video și mă bucur atât de mult pentru că e ceva drăguț. Și chiar mă bucur că am trecut de bariera asta de 600 de abonați și acum sper să tot cresc așa și să fac content cât mai bun, cât mai calitativ și să vă placă. Asta e, să vă placă, pentru că na, dacă nu vă place, nu să vă uitați. Asta e clar. Pe parcursul acestor 5 ani chiar am avut multe videoclipuri faine, să zic, vizionări, comentarii atât pozitive cât și negative, like-uri, dislike-uri, ca la orice canal. N-am mai dat-o și eu în bară câteodată. Am avut pauze din astea mega lungi, cum s-a întâmplat anul trecut, că postasem undeva prin aprilie, cred, sau în martie ultima oară și după m-am reîntors cu Vlogmas, și a fost așa o chestie ciudățică, că am lipsit multe luni atunci. Dar asta e, atunci am fost ocupat cu examen, cu mai multe chestii. Oricum, sper că v-a plăcut vlogmasul, pentru că am muncit destul de mult la el. Am încercat să-l fac cât mai interesant, să vă arăt pe stanca, pe cine am putut și eu să fac mă tot. Uite aici, cam o șuviță de parcă, nu-mi place cum stă. Și da, dar în acești 5 ani am încercat să fiu aici cât de mult am putut și să fiu tot timpul cu zâmbetul pe buze, pentru că nu prea cred că m-ați văzut niciodată să fiu așa trist sau supărat sau așa. Tot timpul am încercat să fiu cu zâmbetul pe buze, să vă fac dispoziția mai bună și nu știu, să fac videoclipuri cât mai interesante și frumoase și de calitate și nu știu. Dar mă bucur că am rămas aici. Pentru că, bine, asta datorită vouă. Pentru că dacă voi nu ați fi fost și probabil aș fi avut un abonat, probabil că n-aș fi continuat 5 ani de zile dacă eram cu un singur abonat. Așa că, da, nici nu știu ce să vă mai zic. Pentru că în videoclipurile astea, asta zic în fiecare nouă și mă bucur că am ajuns la 5 ani sau la 4 ani sau așa. Nu știu cum o să se desfășoare lucrurile exact, pentru că am de gând să fac o
chestie similară cu cea de anul trecut, să fac un fel de mini petrecere cu Stanca, pentru că deja am cumpărat niște chestii speciale pentru chestia aia și nu știu dacă o să introduc în acest video mica, marea petrecere sau dacă o să fac un daily vlog și o să fac acolo, dar o să văd cum o să fac. Deci, mulțumesc mult, mult, mult de tot pentru vizionare. Like v-a plăcut, subscribe, facem 700, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa!